M-am gândit foarte mult cum să începem interviul de astăzi, pentru că, din nou, noi ne-am dus curiozitatea mai departe și suntem aici pentru a descoperi o poveste fără filtre și fără limite, însă, sincer să fiu, gândul meu stă la ciocolată. Totuși, o să încerc să mă focusez, pentru că îmi doresc să descoperim împreună de la invitata mea cum a ajuns iubirea personală pentru ciocolată să fie resimțită de toți cei care trec pragul ciocolateriei Shantia. Acum că v-am dat un niciu clar, o să-i spun bun venit Roxanei. Bine ai venit, Roxana! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și ești astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși ce se află în spatele acestei povești dulci, povești din care nu doar voi faceți parte, ci toți cei care în Timișoara vă trec pragul ciocolateriei. Mulțumesc de invitație! Roxana, știu că tu ai fondat acest brand împreună cu soțul tău, având experiență în acest domeniu, însă aș vrea să știu dincolo de această poveste dulce în care vom intra mai târziu, cine este Roxana, femeia care se află astăzi în fața mea? Sunt Roxana Cionca, o fată simplă de la țară, dacă ar fi să mă descriu în câteva cuvinte, poate aș spune luptătoare, ambițioasă și fără compromisuri. Foarte frumos! Spune-mi din toate aceste caracteristici pe care tu le-ai spus, care dintre acestea predomină astăzi în femeia care ai devenit? Cred că luptătoare. Luptătoare. Da. Roxana, să știi că am observat și noi această determinare pe care o ai, mai ales în contextul în care știu că Shantia a fost deschisă în 2021, deci nu într-o perioadă foarte favorabilă. Pe lângă asta, domeniul în care voi activați și produceți în România, chiar în Timișoara, să spunem că nu e la fel de încurajat, pentru că poate uneori nu găsiți resursele necesare sau aparatura, și sunt convinsă că acest business, dincolo de pasiune, de iubirea voastră pentru ciocolată, vine cu foarte multe provocări. Tocmai de aceea, aș fi curioasă să știu. Ce te motivează în fiecare dimineață să duci la îndeplinire tot ceea ce ți-ai propus, dincolo de această determinare? E adevărat că sunt provocări foarte mari. Dar cred că asta este și farmecul, și motivația, provocările, și am satisfacția lucrului și lucrului bine făcut. Cred că una din principalele motivații, dimineața când mă trezesc să-mi beau cafeaua, inclusiv cu angajații, să văd clienții. Măi cu ciocolată? Evident, fără zahăr. Fără zahăr și cu ciocolată. Da. Deci cumva vei cafea cafeaua alături de angajați și, da. și vezi cumva această misiune comună? Evident, împreună suntem, nu suntem singuri și tocmai am avut și un team building, tocmai suntem împreună ne ducem și misiunea și viziunea. Mă bucur să aud asta pentru că sunt convinsă că atunci când toți aveți aceeași misiune, lucrurile se întâmplă dintr-o altă energie și chiar este o poveste dulce, dacă putem să o numim așa. Sunt comisă, așa cum spuneam mai devreme, pentru că producând în România sunt tot felul de provocări de care voi v-ați lovit de-a lungul anilor și dacă ar fi să-ți descrii toată activitatea pe care tu o ai, pentru că ai existat viață și înainte de șantia, da. tot ceea ce ți-a conturat sau definit acțiunile, acest drive de a face, care ar fi acel cuvânt care te-a ghidat? Cred că am ambiția și pacea. Pace. Cred că e foarte important ca în orice lucru pe care îl faci și mai mult decât atât, cred că trebuie să faci lucrurile bine, de 100% din tine și asta îți va aduce pace și liniște cât de bine formulat și mă bucur că mi se pare că e o valoare esențială în tot ceea ce faci, care sunt convinsă că se reflectă și în aceste povești dulci despre uh, care vorbeam, dar uh, dincolo de această cadrare, noi ne dorim să descoperim și poveștile fără filtre, pentru că sunt convinsă că nu toate situațiile sunt atât de roți și de dulci. Precum par. Uh, indiferent că vorbim uh, de uh, viața personală sau uh, de viața profesională, aici depinde cum dorești tu să te raportezi, spunem dacă ai întâlnit vreun obstacol sau o situație în care ai simțit că ți-a fost greu și poate nu ai găsit neapărat o rezolvare, dar cu toate acestea, la un moment dat, uh, ai avut curajul și determinarea să o iei și să mergi mai departe. Uh. Da, nu este foarte simplu să fii antreprenor în, în România, sunt tot felul de provocări, dar cred că orice are rezolvare. Cel mai mare obstacol pe care l-am întâlnit în, în viața mea până acum a fost o problemă de sănătate. Am, am probleme cu tiroida și am avut o operație de scoatere de tiroidă, după care, la biopsie a ieșit o altă formă. Binecuvântarea, să zic așa, a fost că n-a fost nevoie ulterior de o radioterapie, dar a fost într-adevăr o provocare destul de, de, destul de mare și cred că cel mai mare obstacol pe care l-am întâlnit până acum, ce evident că s-a resimțit și în viața de, de business. Mă bucur enorm să... De auzim această poveste și că ai ales să împărtășești cu noi, pentru că sunt convinsă că o parte din femeile care ne urmăresc se pot identifica și asta nu este doar o formă de determinare de a trece peste provocările pe care, uite, chiar și viața personală ți le aduce în cale și sper uh, să inspire. De asemenea, Spuneam la început și știu că voi aveți uh, această afacere împreună, tu ești implicat împreună cu soțul tău, dar și cu familia. Și aș vrea să știu cum separați aceste lucruri pentru a păstra, dacă există, un echilibru între viața personală, între pasiunea pe care amândoi aveți pentru ciocolată și viața profesională. Să nu aduceți discuțiile profesionale într-un alt context. Cred că inevitabil nu se poate să nu le aduci când lucrezi împreună, dar lucrând de atâția ani, suntem de 13 ani împreună, ne-am format cumva și uh, nici nu cred că știm să lucrăm unul fără, fără altul sunt provocări. Încercăm să menținem echilibru și când ajungem acasă, încercăm să fim acasă și nu cu businessul. Dar inevitabil, business-ul îl baci cu tine în casă pentru că trăiești, trăiești cu, cu el. Te înveți de a lungul timpului? Mă bucur să aud asta, pentru că cumva cred că e foarte important și într-un mod natural. Ați conștientizat să setați niște limite sănătoase pentru a face această diferență și nu a vă pierde în toate provocările pe care un business și antreprenoriatul în România sunt convinsă că, că le aduce. Gândindu-mă la asta și la toate transformările, uite, chiar și experiența de care îmi spuneai mai devreme, prin care ai trecut și care te-au format, femeia care ești astăzi, dacă. Ar fi să mă împărtășești, să ne împărtășești. Un lucru pe care l-ai învățat de-a lungul timpului, după care te-ai ghidat, care ar fi acela? În tot ceea ce ai făcut. Cred cu tărie că atunci când faci lucrurile bine, când ai 100% din tine, nu există să nu fie roade. Seriozitatea, Clar, fi corect, fi corect în ceea ce faci, fi sincer și lucrurile nu vor întârzia să apară. Cumva această intenție de, indiferent de timpul, că uneori și ni se pare, în contextul în care trăim așa, pe repede înainte, ne dorim rezultatele să fie vizibile cât de repede se poate. Și cumva omitem că, de fapt, este un întreg proces care implică resurse, încredere. Răbdare! Răbdare! Da. Da. Uh, mai mergem foarte mult pe principiu: uh, un câștig repede făcut, la fel de repede se și duce. Uh, e adevărat că trăim și într-o generație sau într-o perioadă în care uh, ne așteptăm să vedem lucrurile uh, imediat. Uh, acel uh, instant gratification, dacă putem să-i spunem da. așa. Cumva noi ne ghidăm după asta, și în momentul în care nu vedem uh, un rezultat. Tindem să încercăm și să încercăm și să încercăm din nou altceva și altceva. Răbdare. Exact. Trebuie răbdare. să avem răbdare. Da. Și să fim perseverenți și când faci lucruri, indiferent de ceea ce faci, fă bine. Că ești că stradă strada sau că ești la un birou. Dă 100% din tine și fii corect și sincer în ceea ce faci și nu vor întârzia să vină și lucrurile bune peste tine. Că tocmai ai menționat acest lucru acum din poziția antreprenorului pentru da. că știu că... Um, tu ai și angajați. În acest context, nu pot spune o provocare exact din acest domeniu pentru că tu vii cu această, acest fundament de a face bine și a da 100%. Ai întâlnit o provocare în acest context cu angajații, să spunem, sau colaboratorii care nu se implicau la fel de mult și nu că ar fi o implicare neapărat personală sau așa mai departe, dar efectiv din zona de business. Da, mereu sunt în momentul în care ai angajați, nu există să nu fie provocări. Noi am încercat și să formăm, să zic, o familie, sunt o familie și automat cine nu se integrează, se auto-exclude. Da, am avut și cu colaboratorii, Cred că una din provocările cele mai mari vis-a-vis -vis de colaboratori sau furnizori pe care le-am întâlnit. Uh, fiind foarte tineri și la început, uh, noi din 2015 suntem în domeniul ciocolatei, uh, în 2019 am început partea de gelaterie, uh, am fost mult prea tineri pentru ceea ce am făcut și a fost nevoie de un push-up din partea noastră, uh, să zic așa, să le câștigăm încrederea, să le câștigăm cumva credibilitatea, pentru că am fost cumva uh, judecați sau catalog catalogați după, după vârstă da, sunt acele prejudecăți și etichete da. care se pun poate mult prea devreme, însă sunt convinsă că. Îmi spuneam mai devreme că deja ați făcut și un team building și mi se pare că ați reușit cumva să construiți acest tot unitar și o echipă care să susțină, în adevăratul sens al cuvântului, viziunea și misiunea voastră. Îmi spuneam mai devreme că atât tu cât și soțul tău, voi activați în acest domeniu cu mult înainte să ia naștere șantia și voiam să fiu. Să vă întreb, sunt, pentru că sunt curioasă, care a fost momentul în care voi ați decis că trebuie să existe un brand al vostru, dincolo de pasiunea pentru ciocolată, pe care oricum o manifestați și o împărtășeați? Cred că impulsul cel mai mare pe care l-am avut a fost deschiderea față, de, deschiderea față de un produs artizanal din partea clienților. Noi am început în 2019 cu partea de, partea de gelaterie lucrând cu un produs artizanal este, este foarte diferit față de un produs industrial și mai mult decât atât am înțeles foarte bine piața de ciocolată și aveam nevoie de mai multă libertate în a crea și ne-a oferi clienților de ce au nevoie. Și cred că asta a fost și o oportunitate să aduceți acel touch personal. de? Da, da, a fost cu siguranță. Și lucru ăsta se vede. Tocmai de aceea voiam să știu pentru că în decursul acestor ani și până în momentul de față ați trecut prin tot felul de experiențe și a, provocări și sunt convinsă că în funcție de fiecare etapă, așa cum spuneai și tu, că la o anumită vârstă nu au prezentat neapărat a, aceeași credibilitate, deși voi aveați cunoștințe și profesați deja. Aș vrea să știu cum s-a redefinit succesul pentru tine sau dacă în toată această perioadă s-a redefinit. Ce înseamnă acum succesul pentru tine? Eu de la 16 ani sunt în domeniul vânzărilor și părinții mei se ocupă cu, cu fermă, înainte avem agricultură, vindeam lubeniță, varză, cartofi, sunt obișnuită cu, cu vânzarea. Întotdeauna mi-am dorit să lucrez în, în vânzare, dar am luat-o pe... În am, am făcut facultatea de medicină și nu m-am pliat deloc uh, după, pentru că inima mea a fost întotdeauna uh, înspre, înspre business, automat fiind învățată de, de mică. Uh, cu siguranță am crescut cumva crezând că succesul, sau cumva mi-am întipărit în mintea mea, succesul fiind, uh, nu știu, să ai un business de succes, uh, ai bani, să... Deci cumva raportat la cifre, Exact, exact. Da, cifra de afaceri, clar, când vorbești în domeniul nostru, vorbești de cifra de, exact. de afaceri. Dar, odată cu timpul și acum, realizez că succesul nu garantează fericirea, iar fericirea nu are nevoie de succes. Cât de frumos spui. Cred că vine din starea pe care noi o avem dincolo de business, pentru că în spatele tuturor acestor povești, a businessurilor, a provocărilor, suntem până la urmă oameni. Exact. Și mă bucur că ajungem din ce în ce mai mult să conștientizăm acest lucru și să nu ne lăsăm doar de acel succes general la nivel de societate, cumva care este perceput sau pus acolo ca un standard, cum spuneai și tu, legat de cifra de afaceri, tot ceea ce e măsurabil, nu neapărat simțit. Ai tendința să te fure peisajul cu siguranță, dar depinde foarte mult de gradul de mulțumire pe care fiecare persoană și-l stabilește și-l acceptă. Roxana, pentru că tocmai mi-ai vorbit despre succes și despre cum s-a redefinit acesta în parcursul anilor ce au trecut, sunt convinsă dacă la baza tot ceea ce ai făcut tu, atât interacțiunea cu oamenii, atât interacțiunea cu colaboratorii, dezvoltarea businessului, dar și viața personală, alegerile personale, pentru că până la urmă vreau să ieșim puțin și din zona de business să vorbim despre femeia. Roxana, a stat un principiu. La care nu te-a bătut niciodată, sau pe care l-ai adus în viața ta ca să poți să treci, să spunem așa, neapărat cu mai multă ușurință peste lucruri, ci cu o altă energie. Uh, da, unui clar fără compromisuri, dar uh, și simțul umorului m-a ajutat foarte mult să ies din multe situații și să mai au lucrurile la mișto, <laughs> pentru că dacă nu te iau ele la mișto. Cred că e foarte bine combinată cu doza aceea de dulce. Eu cred că fac o relație perfectă. Da, și un echilibru. Mai mult decât atât, trebuie să citești uh, situațiile, uh, dar uh, de cele mai multe ori, uh, tratând lucrurile cu o doză de seriozitate și în, a, în același timp și un simț al umorului, te poți scoate uh, și să vezi dintr-un unghi diferit lucrurile. Să-ți dai voie și să-ți permit să vezi diferite versiuni, exact. pentru că astfel găsești soluții. Da, da. Pentru că, Roxana, hai să spunem acum sau să ne gândim ce și-ar dori orice femeie în lumea asta. Să aibă acces nelimitat la ciocolată și dacă se poate <laughs> să nu se îngrașe, nu? Adică, exact. Știi că toți bărbații spun că ne-am dorit nu știu ce lucru, de fapt, noi ne dorim să mâncăm ceea ce ne place și, și să ne să păstrăm silueta. <laughs> dacă ai fi să ai tu o superputere, acum că ne gândim așa, în contextul ăsta în care ești și femeie, ai toate provocările din viața de zi cu zi, faci uh, antreprenoriat, care ar fi acea superputere? Um, cred că toată lumea să fie sănătoasă, asta mi-aș dori uh, să nu văd, uh, să nu văd oamenii bolnavi, pe mine mă afectez. cred că asta a fost și o de ce n-am putut să lucrez în, în spital, pentru că sunt foarte sensibilă și uh, nu mă atașez foarte mult emoțional și mai ales trecând și prin, prin situația mea, n-ai cum să nu simți. Pre ei din pre încărcătura lor. Da, da, da ei. Iar pentru mine mi-a fost, mi fost, destul de, de, greu să mă detașez. Să nu iei cu tine poveștile lor și să nu le faci, da. să le aduci și să fie parte din viața ta. Ar fi un lucru minunat și cred că Majoritatea dintre noi ar dori acest lucru, dacă se poate, însă, în acest context, revenind la realitate, mă bucur că există oameni care contribuie, chiar dacă nu a fost să fie meseria ta, sunt oameni acolo care au grijă să susțină acest lucru. Da, că cred se că trebuie să ai o chemare. Eu am avut chemare pentru business. <laughs> și nu e nimic greșit, pentru că dacă toți n am fi făcut uh, medici, cine exact. ar mai fi mai făcut viața frumoasă? Da. Sau dulce? dulce că am fi fost sănătoși? <laughs> da. Și pentru că tot uh, ne-am permis așa puțin să mergem în zona asta a imaginației, acum aș vrea să facem uh, un uh, mică... Exercițiu, un exercițiu scurt în care o să te iau cu mine într-o călătorie sau, mai bine spus, de fapt, o să mă iei tu cu tine într-o călătorie. Pentru că femeia care a fost construită astăzi, sunt convinsă că s-a format și s-a construit din tot ceea ce s-a întâmplat până acum. În acest context, aș vrea să-ți imaginezi acum dacă ai putea să mergi în copilărie, într-un moment în care o vezi pe Roxana că s-a simțit descurajată, singură, poate, tristă, neajutorată și. A simțit că are nevoie ca cineva să fie lângă ea sau să-i spună ceva. Însă, poate nu a fost nimeni în acel moment. Poate să fie vorba de un moment, poate să fie vorba de o anumită etapă din copilărie, dar dacă tu acum ai putea să te întorci și să fii lângă ea, ce ai spune? Să creadă în ea și să fie perseverentă, să nu se lase bătută. Nu există să nu reușești. Și mai mult decât atât. Mama mea întotdeauna ne spunea: Nu există să nu poți, și nu vrea să audă nu pot și nu vreau. Și nu ne-am dat voie, și nu ne-au dat voie uh, să, ne lăsăm, să ne lăsăm bătuți. Și cumva am, am crescut uh, cu ideea că trebuie să reușim, chiar dacă au fost uh, momente și mai grele. Și um, cred că unul dintre um, momentele cele mai grele care, în adolescența mea e când mama a avut un accident. Um, sora mea era plecată, sora mea mai mare, noi suntem patru, două fete, doi băieți, eu sunt a treia. Mama a avut un accident destul de grav și mult timp a stat uh, la pat. Noi a trebuit să ne ocupăm de toate lucrurile ca să eu am fost singura fată în casă. Și um, a, fost destul de, a fost destul de greu și destul de cumva trebuia să ară, se arătăm la mami că nu ne afectează uh, situația. Ba mai mult decât de atât, am învățat-o și pe mami să meargă pentru că a avut o stat foarte mult timp la pat și au avut o operație la șold. Și noi trebu o trebuie să schimbăm, o trebuie să facem de mâncare și mai având, având și doi frați, uh, n a fost. Uh, n -a fost Deloc o situație ușoară, dar cumva mă simțeam destul de descurajată, dar nu voiam să arăt asta în fața nici fraților și nici în fața părinților. Cred că este un moment în care m-aș întoarce cumva la, la copilărie la momentul acela. Mă bucur că ai ales să împărtășești asta cu noi pentru că. Așa cum spuneam și mai devreme, toate aceste momente ne construiesc și sunt convinsă că au venit cu foarte multe lecții despre tine. Dacă e să mă uit așa, poate chiar a existat acolo un moment în care s-au schimbat rolurile și tu ai Mulțumesc. intrat într-un rol mult mai uh, responsabil. Indiferent că vorbim de reprimarea emoțiilor, pentru că nu doreai să te arăți vulnerabilă, ai fost acolo uh, suport. Dar sunt convinsă că în tot ceea ce ai făcut Și pentru că menționam determinarea La începutul discuției noastre A existat această experiență Și te-a construit Mă bucur că lucrurile astăzi stau diferit Și că voi sunteți din nou împreună Și că puteți să priviți acel moment Cu bucurie Așa e da. Roxana, dacă ar fi să revenim Din nou aici La timp, la discuția noastră spunem, te rog, ce sfat să și poate nu doar ție, poate tuturor femeilor care se identifică cu anumite provocări din povestea ta. Pentru Roxana de azi, de aici și de acum, care își dorește, prin toată determinarea pe care o are, să facă tot ce și-a propus. Ai încredere în tine și nu există să nu reușești. Pur și simplu, simplu cred. Da, eu sunt foarte pragmatică. Cred că nici nu vreau să îmi dau voie să gândesc că nu pot să reușesc lucrul acela, chiar dacă este o luptă în, în tine, undeva cred că trebuie să-ți găsești resursele necesare. Poate ca orice mamă care are nevoie, orice copil are nevoie de o mamă și nu trebuie să uh, îți cauți uh, să ți cauți undeva în interiorul tău că mai poți. Resursele sunt acolo, trebuie doar să le deblochezi, să ți dai voie să le vezi și da. să le aplici. Da, eu cred că Dumnezeu ne-a construit în așa fel, în special uh, pe noi femeile, uh, chiar dacă suntem uh, mai, uh, mai femei și un modular mai slab, uh, cred uh, cred foarte mult că avem o putere, iar dacă suntem conștiente de puterea pe care o avem, putem să reușim orice. Nu face să mă gândesc că, chiar și la tema discuției noastre, să fim, să acționăm fără limite, dincolo de limite. Da, da dar în, în, principiile și în valorile pe care fiecare și le setează, cred foarte mult în lucrul ăsta. Deci, aliniat cu ceea ce da. aduce valoare pentru tine, pentru că altfel nu cred că ne-am mai păstra acest grad de autenticitate. Exact. Roxana, eu îți mulțumesc că ai ales să fii astăzi alături de noi, că ai împărtășit atât parte din povestea dulce a business-ului vostru, despre șantie este vorba, ciocolata artizanală din Timișoara, care și nouă ne face momentele mai frumoase. mai dulci, da? Și mai dulci, evident, dar și din Roxana femeia, pentru că contează foarte mult și mă bucur că ai ales să vorbești fără filtre, dar și că în continuare acționezi dincolo de limite. Mulțumesc mult de invitație și a fost o onoare și o plăcere pentru mine. Mulțumim! Sper că ați putut să ne urmăriți cu atenție și că nu v-am indus așa pofta de dulce ca să pierdeți din poveștile și secretele pe care le-am descoperit atât despre business, dar și din spatele unei femei care acționează cu determinare, dincolo de limite. Însă, până ne vedem data viitoare, sunt convinsă că aveți suficient timp să vă satisfaceți pofta de dulce, pentru că noi vom veni să vă satisfacem curiozitatea, dar și să vă oferim doza de inspirație și de motivație prin povești autentice de la încă o femeie fără filtre și fără limite.